gustul problemelor acestea când și cu scăderea lui intervenim. Deci când vine și cu scăderea problemelor devin mai dificilă, da? Da. Hai să vedem. Compunem o problemă împreună și cu alte numere. Care e din asta? Tot în variantă. Cu minus? Da. La profesor, eu am făcut una, dar dacă vreți pot să transform în scădere. Păi, neapărat. Că, deci, am făcut că A, vă dau și rezultatele? De acolo pornim. Da, că A este egal cu 23 și B egal cu 338. Deci A egal cu... A egal cu 23. 23. Și B egal cu 338. 338. Și eu am făcut 4 ori A plus B, plus B2, dar putem să facem 4A. Nu, stați puțin ca să fie mai bine. Faceți 10A. Și putem să facem, atunci se transformă în 10A minus B. Dar dacă e A împărțit la B, nu-i bine. B împărțit la A, de data asta. Da, B împărțit la A. Da? Dar facem 10A minus B, care ne va da 230... Minus 338, nu merge. A, nu merge. Facem 20A. Hai să ne 10... facem mai așa și noi. Sănătate. Să facem 100A. 2306, da. Să fim mai ușor. Dar vine greu să fac 100A. A, da. Da. Atunci haideți să dăm un alt număr. Alte numere. Da, alte numere. Și A să fie mai mărit cel. Că la mine merge aceasta mai mult cu adunare. No, uite, această discuție, dacă nu e finisată, discutăm tot felul de lucruri. Hai să vedem. A mai mare ca B. Discutăm împreună. Dați un A. 50. A egal cu... dacă gândim de împărțit, să zicem A egal cu... 250. 250. Iar B-ul? 300. Păi, nu 300, că îl vedem mai mic, să facem împărțirea. A mai mic. B egal cu 27. 27, oh my gosh! Da. Dați-ne 23! 27, că ai zis 250 și 27, da? Și acum să împărțim, Davide, pe A la B. Ia vă rog să faceți împărțirea. Ok, să vedem cum e de corect. Deci 250 împărțit la 27. Individual faceți împărțirea, da? Și spune ce cât și ce rest să gândim. Hai. 250 împărțit la 27. Ce cât și ce rest. Gata. Când aveți amândoi, vă ne consultăm. Davide dă primul de data asta. Da. Care să mai... Suntem la oră, încercăm să fim cât se poate disciplinați, da. Nu mai... Îți dau rog să fac creionul și încerc să cutesc în creionul spre tine. Ce greutăți ai în împărțirea asta, Davide? Păi 27 în 25 nu merge, nu? Nu merge. În 250 între de 3 ori. De 3 ori? Da. Dacă ar fi fost 25, ar fi mers odată, da? Da. Dacă ar fi fost 27, dar și ai 25. Ei, să știi când te duci, e foarte aproape, deci la următoare cifră, încerci de un număr mai mare de ori, nu de 3 ori. Că 3 ori 3, asta dacă ar fi 27, ar fi 30, 3 ori 3 fac 90. Aici e 206. Deci 7 ori sau 8 ori așa. Sau 8 ori. 9.
Chiar 9 poți încerci, maxim. 9, maxim, da. Că dacă punem 10, 270 direct. Așa, 270 nu se poate pune da. De 10 ori. Deci, ca cifră, de 9 ori să începem. Da? 250, da, de împărțit la 26. De 8 ori. Merg numai la ta, 8 ori. 8 ori 7, da. 56. 56, 6 și 5. Și 5, 8 ori 2, 16. Și cu 5? 21. Da, e bun. 21, da? Are încăpea, dar să vedem ce rest obține. 6 din 10, te rog. 4. 4 minus 1, 3. 4 minus 34. 1. 34. 34, 64, nu-i bun. Încercăm cu 9. 34, deși mai, restul e mai mare decât împărțitorul, nu-i bine. 9. Și începem cu 9, deci am revenit și pune de 9 și atunci vine ce? Te rog frumos, setem la oră, nu mai să fac eu, să nu știu ce, că bruiem ora. 97. Da. 63. Da. 3 și 6. 2 ori 9, 18 și cu 3, nu cu 6. Da. 24. 24. Și iată, 7. 7. 0, 7. Face 7 restul, da? Davide, te rog să faci 245 împărțit la 25. Și fac și eu? Da, sigur că da. 245 împărțit la 25. De câte ori ai luat Daria? Eu l-am luat de 9 ori. Și eu. Tot de 9 ori, da. Mie mi-a dat 9 ori 20. Și mie. Corect. Da? Bine. Ei, l-am dat încă o dată, Davide, pentru că tu ai avut greutăți aici. Ai stat pe gânduri. Când e 250 la 27, se vede că 25 față de 27 e mai mic, ai luat următoarea cifră, dar încep de un număr de la 9 înapoi. Înțelegi? De la 9, nu te gândești de 3-4 ori. E prea puțin. Da? De la 9 înapoi. Înțelegi, da? Dacă este aproape așa. Bine. Și acum să ne întoarcem la ieșițiul. Deci, când o dat în problema noastră câtul 9, deci, zicem așa, că A împărțit la B conduce la câtul, cât am zis, 9. Câtul 9 și restul 7. Și restul 7, da? Și acum construim, să zicem, 10B, 10B minus A, 10B minus A, și 10B cât înseamnă? 27 ori 10 minus A, minus 250, egal cu 270, minus 250, egal cu 20. Da? Și iată problema. Problema sună așa. Atenție! Atenție! Să se găsească numerele A și B, să se determine A egal cu cine, B egal cu cine, știind că 10B minus A egal cu 20, 10B minus A, și că A împărțit la B rezultă câtul împărțirii 9 și restul egal cu 7. Cine sunt numerele? Care sunt numerele A și B? Să se determine numerele A și B. Prin ce? Segmente? Prin segmente să încerc. Nu. Eu vreau să încerc algebra. Vrei să încerci algebra? Și algebric. Mă conduce Daria.
Te rog, Daria. Algebrică sau fizică? Mai întâi, Daria, faptul că avem A împărțit la B. Davide, A împărțit la B egal cu cât un 9 și restul 7. Cum se traduce? Păi, A egal cu B ori 9 plus 7. Asta, mă, cu asta începem. Deci A egal cu B ori 9 plus 7. Deci A egal cu B ori 9 plus 7. Ei și A egal cu B ori 9 plus 7. Și dacă facem algebri? Nu, acum vorbim de segmente, nu sau algebri. Dacă algebri, facem algebri, atunci dacă transformăm, facem păi, B dacă ori să... 9. Nu, de aici sunt merge. Avem deodată așa, da? Uite, 10B minus A egal cu 20, nu? Algebric. Să nu uiți înapoi, neapărat. Păi am putea să facem... Păi nu trebuie să te uiți înapoi dacă ai ținut minte. Uite aici, uite. Că uite. Facem 10B minus, paranteză... Adică 20. B ori 9 plus 7, închidem paranteza și este egal cu 90. Sau altfel, Daria. Hai să scoatem 12A. Scăzătorul. Cu cine este egal scăzătorul? Adică 10B minus 10B minus A sau 10B egal cu 20 plus A. 10B egal cu A plus 20. 10B minus, aici scrie minus. Nu mă, dar uite-te la aici, mă, lasă ce scrie acolo. Minus 9B. Minus 9B. Mai, o secundă. Hai să facem așa, Daria. Uite-te aici. 10B minus A egal cu 20. Cu cine este de aici, din relația asta, cu cine este egal 10B de scăzutul? 10B cu, cu rezultatul scăderii plus A. Da. Deci de aici rezultă că 10B da. Este egal cu... Hai te rog, da, de descris 10B tu. Este egal cu 20. Din relația asta, Davide, 10B minus A egal cu 20. Păi 10B, păi 10B egal cu 20 minus... 20 plus A, mă. 20 plus A. Nu vine așa, mă. Ba dacă schimb semnul. Nu că schimb semnul, mă. Mă, dacă îmi scazi două numere, descăzutul meu este egal cu păi, rezultatul a... plus... Ba da. Păi asta nu vreau să vă spun. Păi vreau să supreți regula, nu? Păi, păi din da, regulă acolo... Chiar că schimbăm semnul. Păi da, de acolo să înțelege de ce schimbăm semnul. Că dacă mecanic, David, schimbăm semnul, nu se înțelege de ce. Nu trebuie mecanic. Da? Deci eu din regulă spun, din regulă. Deci zice 10B egal cu 20 plus A. 10B egal cu 20 plus A, da? Da. Și dacă transformăm 10B și acum, pe A înlocuim copii. Cu cine? Pe înlocuim cu... 9B plus 7, mă. A, dar știam asta, v-am deci spus. Deci echivale. Echivale în 10B minus, paranteză. 10B egal, mă. 10B egal cu 20. 10 minus 9A plus 7, paranteză. Am scris, aproape. Nu ai scris. 10B egal cu 20. 20 minus. Nu, minus, mă. E 20 plus, e plus, plus. Nu ziceam cu minus. Plus? Plus 9B. 9B. Plus 7. Plus 7. Egal cu? Echivalent. Echivalent cu? 10B. Cu 10B. Egal cu 20 egal plus 7. 20 plus 7. 27. Da. 27 minus 9B. 27 plus 9B. Plus 9B. Dar e bine? Da. Deci 10B egal cu 27 plus 9B. Și acum facem 27 împărțit la 9. Nu e adevărat. Scădem un B. Scădem 9B. Și din stânga și din dreapta. Vreau să împărțim. Scădem. Scădem un 9B. De ce sunt cu liniuța aia? Ca să spun, bară, ce fac din amândoi? Ah. Da? Ce fac din amândoi? Scad un 9B și din stânga și din dreapta. Și atunci rămâne cât? Dacă scad un 9B? Rămâne un B. Un B, simplu, egal cu 27. Egal cu 27. Asta-i B-ul. Nu, da, B-ul e 27. Oh, ce fain. Și acum facem 27 ori 10. Nu. Păi, au cât este? 9? 27 ori 9 și 250. Și plus 7 și ne va da 250. Unde a rămas? Da,
Ce nu ți-e clar, Daria? De ce te-ai supărat? Nu-i bine ce faceți. Domnul profesor, da. De pe test, deci, de la doilea, de la doilea exercițiu, exercițiu B, știți, cu A, de locui, nu prea am făcut bine. Pentru că nu prea am înțeles. Unde n-ai înțeles? Aici? Nu, am avut eu un exercițiu la test, în exercițiu 2B, care nu prea mi-a fost... La acela, partea aceea când se înlocuiește, ca calcul algebric? Aveam 60 ori 90 minus 50 ori acolo 24 minus, paranteză pătrat 45 minus 7 ori A, 7 ori A minus 9 ori 2 chid, paranteză pătrat, chidem acolo de minus 10, este egal cu 2240. Dar nu este grea, adică nu că n-ai înțeles, nu mai că n-ai reușit să faci o chestie. N-am înțeles, mi-a dat bine, dar n-am înțeles cum să pun alea. Deci cu care să încep să scad sau să adun. Da. Mi-a dat foarte bine acesta, adică mi-a reușit. Eu vreau să vedem nu ce este perfect făcut, ci să vedem ce unde sunt greșele, golurile, da? Ca să le înlăturăm. Atenție multă! Mă întorc în exercițiul ăsta ca să vedem. Am avut așa 10B minus A, oprim, da? Îndată vreau să vă spun... Hai să facem sinteza zilei. Facem mâine. Mâine, da. Dacă nu putem. Zilei. 1. Teorema împărțirii cu rest. Da. Exercițiul pune până să putem. Împărțirii cu rest. 2. Exercise with necunoscut. Determinarea necunoscutelor A și B. Deci, teorema împărțirii cu rest. Și ordinea operării, ordinea efectuării operațiilor. Și 3, metoda figurativă. Cea mai importantă, domn profesor. Metoda figurativă care... Și metoda algebrică. Da, și algebrică. Da, metoda figurativă care a fost foarte importantă ca... modelul probului. Da. Aici te spuneam, copiii. Nu vrei să fii șomer? Nu uita de like și share. La revedere. La revedere, dragilor.